vreo 10 zile visam cupa și campionatul. Da, parcă s-a întors așa toată șansa pe care am avut-o cu la jocurile cu CFR și cu Rapid, parcă s-a, pentru că trebuie să recunoaștem, atunci am avut puțină șansă, parcă s-a întors de mai multe ori împotriva noastră. Pentru că și astăzi, până la urmă, jocul a început sub bune auspicii, așa, pentru că echipa a reușit să înscrie, iată un tren destul de bun, chiar dacă Faro a avut și în prima repriză câte mai ocazii clar. După aceea, după pauză, o dominare, dar totuși o dominare haotică, în care au fost câteva situații. Păcat că n-au reușit să beneficieze de faptul că Gică Hagi a făcut mai multe schimbări. Faru n-a mai fost acea echipă creativă din prima repriză, deși Faru a fost în scădere în a doua repriză, dar n-au reușit să profite. Din locul 3 în pericol, sunt în pericol puterea europene? Faru a venit la două puncte, Rapidul. Două puncte, da, dar nu știu dacă este în pericol. Păcat că în ultimele, exact cum spuneai, în ultimele 10 zile, parcă s-au năruit toate speranțele. Probabil că și jucătorii pe fondul ăsta au un moral scăzut, cu toate că parcă mai multă dorință ar trebui din partea lor, mai multă luciditate, parcă sunt precipitați, cu excepția câtorva dintre ei. Totuși, Emil, tot campionatul ăsta a fost așa. Deci echipa așa a fost mai tot timpul campionatul ăsta. Bine, a avut fluctuații, pentru că a avut și perioade bune. A avut și 7 etape fără înfrângere, sau mi-aduc aminte imediat după pauza de iarnă. Dar e adevărat, fluctuațiile au fost destul de mari. Pentru că vreți să vă spun ceva. După meciurile cu CFR și după meciul cu Rapid, ar fi fost important chiar să nu pierzi jocurile pe care le-ai avut în continuare. Pentru că ai fi rămas în cărți, adică distanța dintre tine și urmăritoare ar fi crescut ceva. Dar, v-am spus, meciul din Cupa României, unde s-a pierdut o șansă fantastică, nu trebuie să uităm. Noi, de exemplu, am mai câștigat o Cupa României care am jucat o finală cu echipă de Liga 2, cu Hermannstadt. Deci ar fi fost posibil ca și anul ăsta să avem aceeași posibilitate. Da. Deci din punctul ăsta de vedere, acolo cred că s-a rupt ceva. Emil, dacă vine o ofertă, te-ai încumetat? Nu discut eu chestiile astea. Emil, Costel, pentru că crezi că e omul potrivit pentru treaba acum? Nu știu exact. Nu. Vreți să vă spun ceva? În lumea noastră și noi avem prieteni, avem cunoștințe. Ar fi nedrept din partea mea să spun că mie îmi place mai mult un antrenor decât altul. În primul rând, că nu sunt conducător de bun. Citiu mai mult ca antrenor sau președinte? Pot să răspund la eu. Chiar sunt niște întrebări. Emil, ar fi trebuit să mai rămână Petef totuși până la sfârșitul campionatului? Au fost deja parcă prea multe schimbări de antrenori anul ăsta. V-am zis, jocul de cupă a lăsat urme. Și se vede și în ziua de astăzi că jocul de cupă a lăsat urme. Deci, din punctul meu de vedere, jocul ăla de cupă, calificarea în cupă trebuia obținut sub orice formă, cu orice sacrificiu. E în criză? Și atunci vă garantez că și rezultatele care au urmat, sunt convins că ar fi fost altfel. E Craiova în criză? Pun în criză. Până la urmă, Craiova are 31 de puncte, Faru are 29, Rapid are 28, după aceea Sepsi, deci nu pot să spui că este în criză. Mă rog, sunt 3 înfrângeri la rând, nu-i convine nimănui, dar a fost un obiectiv declarat că primele 3, chiar dacă s-a spus la început că, domnule, toată lumea își dorește campionat, după aceea a fost transformat în podium și Cupa României, mă rog, s-a ratat și Cupa României. Acum să dea Dumnezeu să fie obținut unul dintre locurile de pe fund. Astăzi Gică Hagi a mai aruncat în luptă, eu nu-s cu jocarul, dar nu spunea nimic. Până să vine cu jocarul, se vede că are calitate. De când l-a debutat, s-a văzut că e fotbalist care poate să facă diferență. Și la vârsta pe care o are, e matur, în joc,
Ați văzut și la golurile de astăzi ce intuiție a avut, ce execuție a avut în fața lui. E fotbalist. Ajunge fotbalist. Depinde numai și numai de el. Are calități cu care. În continuare, depinde numai și numai de el. Pentru că, vedeți la noi, sunt foarte mulți fotbaliști sau multe tinere speranțe în care toată lumea crede. Acum, din câte am înțeles, este un băiat serios și poate să aibă un viitor frumos. Mersi. Mulțumim. Toate erau bune și frumoase. Ce s-a întâmplat? Exact, am zis și pentru că m-am început foarte bine. Păcat că nu fructificăm ocaziile pe care le avem. Ajungem acolo și nu suntem destul de concentrați. Aceasta este problema. Sau mai e de față. Locul 3 din pericol cu un moment dat. Nu mă mai gândesc la locul 3, la locul 2, dar nu mă mai gândesc la niciun lucru. Mereu le-am avut planuri și nu la fel de acest lucru. Noi trebuie să fim controlați care se mișcă, altfel nu avem nicio șansă. A fost și problema asta cu demiterea domnului Petem. O a bulversat și chestia asta? Suntem jucători cu experiență de jucători maturi. Trebuia să intrăm în teren și să jucăm cu orice antrenor abordează a pe care există. Noi am intrat în teren și trebuia să câștigăm. Se vorbește tot mai des de, în ultimele două zile, s-a vorbit foarte mult de Costel Grilo. Dar ar veni noul antrenor. Ție cum ți se pare? Nu știu ce să spun. Nu cunosc pe lumea lui, n-am lucrat niciodată și cine va veni, cu siguranță ne va ajuta și o să încercăm să ne facem cu toate. Este în momentul de față obiectivul echipei în loc de Cupa Europeană? Cu siguranță ne gândim să mergem în Europa. Este și obiectivul clubului. Chiar dacă noi ne doream mai mult de la anul acesta și cu siguranță să-l batem, să mergem în Europa, asta da. Asta seară tu ai fost omul meciului, din punctul de vedere al tuturor astea. Ai făcut și faza de apărare, ai făcut și atacul. Se pare că te simți din ce în ce mai bine. Da, simt foarte bine, cum am spus și meciurile de anterioare, că fizic sunt foarte bine, am făcut un antrenament foarte bun. Mi-a lipsit acest lucru și cu siguranță de la mine la meci o să vedeți că o să fiu și mai bine. Mersi. Din păcate am un rezultat rău. Un joc slab, un joc în care nu am văzut agresivitate, am văzut dorință de victorie, un joc în care nu sunt jucătorii de acțiune. Este clar că s-au primit în acest meci. Se vede că nu e antrenor la echipă? Nu antrenorul este cel care nu intră în teren. Cei care sunt în lot, care la ora toamnă sunt foarte bine plătiți și care, din nefericire, nu se ridică la nivelul așteptării. Blazare multă. Din nefericire, asta este marea problemă a punctului actual. A fost în lot. Blazare, laponare, este interes. Toată lumea ne așteaptă pe Costel Gâlcă ca fiind salvator. Costel Gâlcă nu știu, Costel Gâlcă este doar antrenor. Iar dacă nu vreau să reușim să schimbe doar cel puțin 5-6 jucători care să vină cu altă sfântare, o spirit, o altă emulație, nu o facem.